Polițiștii rutieri au observat pe strada Nicolae Iorgan în municipiul Vaslui un conducător auto care a pătruns pe sensul opus de mers. Întrucât acesta nu a oprit la semnalul regulamentar, polițiștii au urmărit autovehiculul și l-au oprit în zona pieții Traian. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 37 de ani din municipiul Vaslui, emana halele alcoolică, însă a refuzat atât testarea cu aparatul alcooltest, cât și recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru refuz prelevare mostre biologice, faptă pentru care codul penal prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani.